Bună dimineața! Bună dimineața! O zi frumoasă, cu siguranță, atmosferă de sărbători, emoții intense. Suntem cu gândul la surprize, la bucurii pe care le vom face, pe care le vom primi. Ce avem noi de făcut astăzi? Să fim atenți că nu ne întunecă judecata aceste emoții. Mercur este retrograd și poate să ne joace feste. Iată ce anunțastele pentru cele 12 zodii. Berbec. Ar trebui să verificați calcule, devize, note de plată care vă sunt prezentate, căci este ridicat riscul unor erori defavorabile vouă. Posibil să detectați acum motivele comportamentului neadecvat al cuiva în raport cu voi din ultimele zile și veți ști dacă aveți ce să vă reproșați. Taur. Ar putea continua o serie de declarații și destăinuiri în relația de cuplu și va fi o ușurare sufletească pentru amândoi. După ce puneți în balanță riscuri și beneficii, este posibil să amânați acordul pentru o afacere sau pentru accesarea unui credit în așteptarea unor condiții mai favorabile. Gemeni. Efortul și concentrarea asupra unor probleme, disfuncționalități, situații care împiedică un progres în activitatea voastră și veți putea descoperi greșeala care vă dădea socotelele peste cap sau piesa care nu se potrivește într-un ansamblu. Rac. Emoții placote maxime, griji pentru un proiect aflat în desfășurare. În focul evenimentelor este posibil să aveți o reacție emoțională fără vreo legătură cu situația concretă, actuală și să redeschideți o rană sufletească. Leu. Poate revine în amintirea voastră un vis nerealizat încă sau o promisiune pe care nu ați putut să o onorați. Și cum eșecurile nu sunt pentru voi, este posibil să faceți acum un inventar al resurselor și să schițați mai apoi un plan de acțiune. Fecioară. Dacă nu vă grăbiți în aprecierea unei situații sau unei oferte, veți putea detecta detaliile care nu concordă cu realitatea. În relația de suflet, v-ați putea convinge de efectul vindecător sau, dimpotrivă, al cuvintelor voastre. Balanță. Vă bucurați de aprecieri venite din partea altora la adresa rezultatelor voastre sau a unor calități pe care le scoateți în evidență acum. Posibil să depășiți un obstacol de natură birocratică sau să obțineți neașteptat de ușor un lucru ce nu v-a fost accesibil zilele trecute. Scorpion. Se poate înregistra un dezgheț într-o relație. Sosesc acele vești de departe pe care le așteptați de multă vreme. Vă mirați poate de un gest frumos pe care îl face cineva față de voi sau de bani care sosesc acum, rod al unor demersuri ale voastre anterioare. Săgetător, semne de întrebare legate de schimbarea recentă de atitudinea cuiva față de voi și față de intențiile reale ale persoanei respective. Nu merită să renunțați acum la orele de odihnă, dar nici la acele activități care vă deconectează sau vă inspiră. Capricorn, se poate să se hotărească un client să demareze proiectul despre care v-a tot vorbit și să achite chiar și un avans pentru produsele sau serviciile voastre. După primirea unor vești sau confirmări, veți scăpa de o stare de tensiune și veți fi gata de acțiune. Vărsător, posibile neînțelegeri în cadrul unor întâlniri sau negocieri. Ar fi bine să puneți totul pe hârtie pentru o eventuală verificare ulterioară. Ar putea apărea o ofertă de muncă sau de afaceri. Se grăbește cineva, are nevoie de voi cât mai curând posibil. Pești. Dorințe sau aspirații neclare de până acum pot prinde o formă concretă. Veți ști ce urmează să faceți, ce depinde de voi. Veți observa poate că vă folosesc acum cunoștințe dintr-o limbă străină, măcar pentru o apropiere, deschiderea unei relații. Să avem o zi bună! Mie să fie o zi excelentă. Dacă ați ratat acum pe domnul Remus Ionescu, intrați rapid pe spainus.ro pentru horoscopul complet al zilei de 5 decembrie. Iată, săgetătorii au neînțelegeri cu partenerul de viață, dar mai multe informații despre fiecare zodie în parte și horoscopul complet oferit, bineînțeles, de domnul Remus Ionescu.